Ziua, dragi prieteni din Taur. Haideți să vedem la Taur. În dragoste pentru săptămâna viitoare. A, Taur. Trebuie să învățați o lecție, aveți o dragoste binecuvântată, poate nu știți să apreciați persoana pe care o aveți lângă dumneavoastră. În scurt timp, acea persoană care a plecat se întoarce. Acea persoană care a plecat se întoarce în scurt timp. O să aveți ceva supărare trecătoare, deci ce este trecător. O să aveți mare noroc. Mare noroc. Așa, să învățați o lecție pentru că această persoană se comportă ciudat, poate a plecat o persoană și ați vrea să se întoarcă. O să cunoașteți o persoană atrăgătoare, o persoană care o să vă aducă totuși noroc, mulțumire această persoană. Chiar dacă câteodată aveți ceva, câteodată aveți ceva nori trecători, ceva supărare trecătoare. Sau vi se pare că acest că este cu capul nori, că este visătoare această persoană, poate fi o femeie. Sau că norocul dumneavoastră este umbrit de o femeie. Și ceva ce nu este ceea ce pare. Poate fi o persoană, o femeie care nu este ceea ce pare această femeie. Așa. Parcă asta este supărarea și parcă este o persoană dezechilibrată sau de neîncredere sau că dumneavoastră nu aveți încredere în această persoană. Așa, poate fi vorba despre o persoană din gemeni, vărsător, balanță, poate fi partenera dumneavoastră sau puteți fi dumneavoastră dacă este și aveți de a face cu ceva persoană de neîncredere, ceva supărare trecătoare, probleme, pot fi rac, berbec, leu săgetător, ceva probleme, obstacole și taur, fecioară, capricorn, nu rac, am greșit. Așa, aici, vedeți, sunteți în, pe aceeași, cum să zic, sunteți în destin unul celuilalt cu această persoană. Trebuie să aveți ceva de învățat, o lecție și o binecuvântare. Învățați o lecție și totul va fi bine. Cam asta a fost la Taur. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.